Domnul pentru noi viață a scris. Sabatul sfânt în lege vom păstra, cerul frumos va fi de Osana. Când vom cina sus la ospățul divin, Doamne-ți vom cânta în veci, amin. Bună seara, dragii mei prieteni, sunt pastorul Liviu Todoroiu și mă bucur să vă întâlnesc din nou pe Calea Undelor într-o vineri seară, o seară de odihnă și de părtășie cu Dumnezeul nostru, Făcătorul nostru, Mântuitorul nostru. În această seară aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri de duh, câteva gânduri care mângâie și încurajează inima celui sărman, celui năpăstuit de boală, de suferință, de necaz. Subiectul poartă titlul Copacul Verde. Acest titlu mă duce cu gândul la versetele pe care Luca le scria în capitolul 23 al Evangheliei sale, de la versetul 27 la versetul 31. În timp ce Domnul Iisus Hristos își ducea crucea, erau câțiva oameni în mulțimea aceea care îl huiduiau, care cuprinși de simpatie umană au început să plângă. Mulți dintre cei prezenți erau femei, își exprimau compasiunea față de suferința Domnului Iisus Hristos, față de aspectul său exterior care n-avea nimic care să ne atragă privirile, așa cum spunea cartea lui Isaia, capitolul 53. Iisus s-a întors spre ele și le-a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri. Atunci vor începe să zică munților: cădeți peste noi, și dealurilor: acoperiți-ne. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Chiar și în momentele acestea de durere, Domnul Iisus Hristos și-a permis să fie tandru și duios și ca răspuns la simpatia umană exprimată de vaiul, bocetul și plânsul alaiului care îl petrecea la Golgota, Mântuitorul răspunde: nu plângeți pentru mine, ci plângeți pentru voi, fiice ale Ierusalimului, căci dacă aceste lucruri se fac copacului verde, ce îi se va face celui uscat? Dacă ar fi să-L avem pe Iisus din nou printre noi, așa, ca odinioară, ar fi El perceput ca o persoană care incomodează pe cei care conduc? Sau, dacă vreți o altă întrebare, dacă ar fi să-L mai avem pe Iisus din nou printre noi, ca odinioară, ar fi El perceput ca o persoană care încurcă planurile celor care au alte priorități decât cele ale Domnului Iisus? Dacă ar fi să avem pe Iisus din nou printre noi, așa, ca odinioară, ar urma El instrucțiunile Organizației Mondiale ale Sănătății sau ar veni cu soluții infinit mult mai bune pentru vindecarea oamenilor? Săptămâna trecută mi-a împărtășit cineva un video în care făcea o experiență pe care o puteți face și dumneavoastră. Întrebau pe Google, pe Alexa și pe Siri de la telefon: cine este Allah? Cine este Buddha? Cine este Mahatma Gandhi? Dacă vreți, cine este cel mai mare violator din Statele Unite? Totul știa. În momentul în care a pus întrebarea Google: cine este Iisus? Răspunsul a venit: nu înțeleg, vreți să repetați? Nu înțeleg, nu știu. Deci este foarte trist în lumea noastră, dragii mei, că într-adevăr, dacă Domnul Hristos ar veni așa ca om, cum a venit la prima sa venire, întrupat în ființă umană, oamenii l-ar bajocori și l-ar respinge în aceeași manieră cum a fost bajocorit și respins la prima sa venire. La începutul lucrării sale misionare, Domnul Iisus Hristos și-a adunat câțiva ucenici în jurul lui. Filip s-a hotărât să-l invite pe Natanael, un tinerel care era sincer, era onest, și când Filip l-a chemat pe Natanael: vino să vezi pe Mântuitorul lumii, cel care vine din Nazaret. Natanael, cu o atitudine sceptică, a făcut o declarație: poate ieși ceva bun din Nazaret? Cum e posibil ca profeția biblică să spună că copacul verde trebuia să vină din Nazaret? Domnul Hristos a perceput
frământarea lui și a răspuns într-un mod extrem de gentil. Iată cu adevărat un israelit în care nu există vicleșug. Nu foarte des ne este raportat în Sfânta Scriptură că Mântuitorul avea să se mire de o calitate sau de o trăsătură, o virtute a caracterului uman în fața căruia Domnul Hristos să zică, wow, aceasta a fost o instanță, iată într-adevăr un israelit fără vicleșug, în care nu există ascunzișuri, în care nu există fățărnicie, un israelit într-adevăr cu o inimă sinceră, onestă și transparentă. Cât de mare este nevoia lumii noastre de astăzi de o astfel de calitate? Veți putea întreba, în mod retoric evident, de unde sau cum putem produce o astfel de virtute noi, oamenii? Domnul Hristos are un răspuns. De unde mă cunoști? Iisus i-a răspuns, te-am văzut când te rugai sub smochin. De fiecare dată când lacrimi îți curg pe obraz, de fiecare dată când glasul ți este auzit doar de Dumnezeu, Iisus îți răspunde, te-am văzut când te rugai. Dragii mei prieteni, singurul medicament pe care noi îl avem împotriva fățărniciei, împotriva minciunii, împotriva vicleniei, împotriva perversității, este rugăciunea, părtășia noastră cu Dumnezeu. Ne ducem vicleni, perverși, mincinoși, trădători, murdari, așa cum suntem, ne ducem în rugăciune. Și când ne ridicăm de pe genunchi, descoperim că Domnul Hristos și-a lăsat amprenta prezenței sale în inima noastră. Intrăm în luptă cu Dumnezeu în rugăciune. Dacă ar fi să mai fie o dată printre noi, așa ca odinioară, Domnul nostru Iisus Hristos, cum ar putea să vindece El pe bolnavii care astăzi suferă de orice boală? Domnul nostru Iisus Hristos cunoaște toate bolile care le-a creat păcatul și toate bolile care le-a creat omul. Și sunt ferm convins că dacă astăzi Mântuitorul ar umbra printre noi în această stare de urgență, El ar avea metode și maniere de vindecare, o varietate de tratamente extraordinare. Cum s-ar comporta El în starea de urgență în care trăim? Cum ar aborda El bolnavii? Cum i-ar selecta El? Cum i-ar trata El? Dacă Domnul Iisus Hristos ar veni printre noi astăzi, în această stare de urgență sau situație de urgență, cum o numim, când oamenii mor și când oamenii sunt bolnavi, cum ar aborda Mântuitorul o astfel de situație de criză, dragii mei? S-ar putea lăsa cumpărat sau vândut? Dacă mergeți pe urmele Mântuitorului în Evangheliile Noului Testament, veți descoperi că Domnul Iisus Hristos, înainte de procesul vindecării trupești, Domnul Hristos avea un dialog cu bolnavul și îl întreba, vrei să te faci sănătos? În majoritatea instanțelor, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, scump și drag, dorea nu numai vindecarea trupului lor, dar dorea vindecarea sufletului. Dorea ca să-l vindece pe om de boala păcatului, care este cea mai incurabilă, cea mai transmisibilă boală pe care o putem întâlni. Chiar dacă nu o ucide în secunda 1 sau în secunda 2, totuși păcatul finalmente aduce cu sine o boală mortală. Iar atunci când Mântuitorul întreba pe oameni, Bartimeu, chiar vrei să te faci sănătos? Sau îl întreba pe leprosul, vrei să te faci sănătos? Observați, Domnul Hristos lucrează cu conștiința individului și respectă atributele, îi respectă decizia, îi respectă poziția bolnavului. Pe lângă faptul că era un artizan al vindecării, era un extraordinar comunicator cu ființa păcătoasă. Domnul Hristos nu numai că era un medic al trupului, dar Mântuitorul era un medic al sufletului. Domnul Hristos era un profesor și un educator care știa în mod inteligent să îi conecteze în fața bolnavului relația între cauză și efect și să explice că boala adeseori este o consecință a alegerilor noastre.
Când omul disperat i-a pus întrebarea: Doamne, dacă poți, fă ceva, vindecă pe fiul meu sau fiica mea, Domnul Iisus Hristos a răspuns: dacă pot, totul este cu putință. Totul, spunea el, celui ce crede. Și atunci, în disperarea lui, tatăl copilului care era aruncat în foc spune: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Atunci când noi suferim de singurătate, Domnul Hristos știe că avem o boală, o boală a inimii, o boală a sufletului, care nu poate fi tratat cu nicio formă de medicament. Atunci când gălăgia de afară acoperă, sufocă mesajul interior pe care vocea suavă a Domnului Hristos o rostește prin mângâietorul Duhul Sfânt, răspunsul pe care Mântuitorul ți-l oferă sau sugestia pe care Domnul Iisus Hristos ne-o oferă este următoarea: veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă. Marcu capitolul 6, versetul 31. Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. În iureșul lucrului pe care ucenicii îl făceau alături de Domnul Hristos, ei permiteau ca gălăgia de afară, zgomotul acestei lumi, să sufoce șoapta pierdută a Duhului lui Dumnezeu. Domnul Hristos a văzut pericolul în care se găseau și și-au dat seama că munca sau activitatea zilnică poate să îi ajute pe ei să considere că munca sau rutina zilnică poate să le slujească ca salbă a mântuirii și să le fie chiar un mântuitor. Și atunci Domnul Hristos a venit cu propunerea: veniți singuri, adică detașați-vă de gălăgia lumii, la o parte, într-un loc pustiu, adică nu în oraș. Du-te undeva în natură, într-un loc pustiu, unde nu te vede nimeni, și să faci exact ce a făcut Natanael, despre care Iisus a spus: iată într-adevăr un om în care nu există vitleșug. Bărbați ai rugăciunii sunt bărbați ai puterii. Femei ale rugăciunii sunt femei ale puterii. Dragii mei prieteni, sunt ferm convins că o zi petrecută cu Dumnezeu, în post, rugăciune, studierea cuvântului lui Dumnezeu, încărcarea bateriilor noastre spirituale în relația noastră cu Domnul, va transforma chintesența următoarelor zile și va transforma probabil și multe elemente care vor impacta pozitiv destinul fiecăruia dintre noi. Veniți la o parte de vă odihniți, spunea Domnul Iisus Hristos, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Nu spunea odihniți-vă mult. Observați, în dinamica vieții, Mântuitorul nu încurajează nici parazitismul, dar nu încurajează nici munca sau efortul care duce la extenuare și deposedează pe individ de dreptul de a se ruga și a lăsa ca și sufletul să respire, nu numai plămânii. Vedeți, Mântuitorul înțelege perfect cum funcționează mașinăria umană. De ce? Pentru că El era Creatorul nostru. Pe de o parte spune: dacă muncești prea mult și te rogi prea puțin, devii firesc, devii mândru, devii justificat de propriile acțiuni, dar rămâi sărac în cele spirituale. Dacă te duci în pustie și începi să faci pe guru că tu ești mai sfânt decât toți ceilalți, iar nu e bine. Așa că Domnul Hristos balansează foarte bine detaliul activităților zilnice și detaliul momentului cu Dumnezeu. Mergeți la o parte, singuri, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Adică luați-vă timp pentru comunicarea cu mine.
Iar atunci când te întorci înapoi la activitatea zilnică, vei vedea că toate motivațiile acțiunilor tale zilnice, maniera în care lucrezi, maniera în care te raportezi la cei din jur, va fi îmbrăcată în miasma meritelor Domnului Hristos și va avea justificarea sângelui său. Toate acțiunile noastre, toată dinamica muncii noastre va fi întotdeauna justificată de o motivație corectă, neegoistă, o motivație dumnezeiască: fac tot ce se poate pentru a sluji celor din jurul meu. Veniți la o parte, te vă odihniți puțin. Și iată-ne în sabătul acesta minunat, în care poporul lui Dumnezeu are șansa să facă exact ceea ce a făcut Natanael. S-a dus în pustie, într-un loc, s-a plecat pe genunchi și a vorbit cu Domnul Hristos. Iar apoi, mâine dimineață, în sabat, când ne ducem la adunare, să poată spune Domnul Hristos despre fiecare dintre noi: iată într-adevăr un israelit, iată într-adevăr un păzitor al sabatului, iată într-adevăr un așteptător al revenirii mele, în care nu există vicleșug. Rugăciunea ne face să privim semnele timpului. Era o noapte plină de forfotă. Israelul era preocupat de o problemă națională, cezarul. Imperiul Roman transformase Israelul într-o colonie romană. Era de nesuportat. Mândria națională a evreilor era lăzată sub papucul Romei. Tocmai ei, o națiune care se mândea cu o libertate în Dumnezeu. De ce? Unde era Dumnezeu atunci? Unde era Mesia cel promis ca să scape de vitregia opresiunii romane? Sub Imperiul Roman, religia iudaică era subiect al autorității Romei. Ura masca toate mișcările revoluționare îndreptate spre romani în Israel. Așa avea să se dezvolte fenomenul Baraba, cel care avea să fie contracandidatul la crucificare a Domnului Iisus Hristos. Din nefericire, gălăgia de afară, forfota politică și socială a mișcărilor de orice culoare i-a făcut pe evrei să piardă din vedere momentul semnificativ al anului zero, anul în care Domnul Iisus Hristos avea să se nască. Motivul pentru care poporul lui Israel a respins pe Domnul Iisus Hristos la prima lui venire, atunci când a venit ca mântuitor, ca fiul al omului, fiul al durerii, om al durerii, obișnuit cu suferința, este faptul că ei au luat gloria celei de-a doua reveniri a Domnului Hristos, prezentată în Vechiul Testament, și au aplicat-o primei veniri a Domnului Iisus Hristos. Vedeți ce importantă este rugăciunea? Atunci când noi nu ne rugăm și nu veghem, chiar și Scripturile pot deveni o cale a confuziei, pentru că Biblia este cartea lui Dumnezeu. Noi nu putem citi această carte scrisă de Dumnezeu decât purtând ochelarii lui Dumnezeu sau ochelarii cerești. Și acești ochelari cerești, în ghilimele spus, nu sunt altceva decât alifia de ochi pe care Domnul Hristos ne-a promis-o că ne-o va oferi în momente speciale. Rugăciunea este cea care ne ajută, dragii mei, rugăciunea este cea care ne deschide ochii, rugăciunea este cea care ne pune într-o situație de părtășie cu Domnul nostru Iisus Hristos. Un text foarte interesant care spune așa: în zilele noastre, ca și în zilele lui Iisus Hristos, va exista o citire greșită și o interpretare greșită a Scripturilor. Dacă evreii ar fi studiat Scriptura cu inimi serioase, rugătoare și umile, cercetarea lor ar fi fost răsplătită cu adevărată cunoaștere a timpului și nu numai a timpului, ci și a modului în care a apărut Hristos pentru prima dată. Ei nu ar fi atribuit gloria celei de-a doua apariții sau a doua venire a Domnului Hristos, primei apariții sau primei veniri a Mântuitorului. Aceasta este trista realitate cu privire la poporul Dumnezeu de atunci, așteptători ai revenirii Domnului Hristos. Evrei, adventiști, așteptau pe Domnul Iisus fără să vegheze și fără să se roage. Și ce aveau? Adevăr
corect, dar aplicat greșit. Ei au luat gloria celei de-a doua veniri și au aplicat-o misterului nașterii Domnului Iisus Hristos. Și datorită acestei schimbări, datorită acestei greșeli de interpretare, avem astăzi o teorie care se numește răpirea secretă. Noi credem în răpire, credem în înălțare, credem în revenirea Domnului Hristos, dar aceea nu va fi secretă. Secreta a fost nașterea, învăluită în mister. Și n-a fost așa pentru că Domnul a vrut, ci pentru că poporul s-a depărtat de Dumnezeu. Dumnezeu nu face nimic fără ca să descopere tainele lui prorocilor. Dar dacă nu există veghere, nu există rugăciune, nu există acel te-am văzut când te rugai sub smochin, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, este o carte care poate fi pervertită și interpretările false pe care omul le dă bazat pe propria înțelepciune, fără intervenție divină, nu va face altceva decât să îl rătăcească, să-l ducă la ruină și la pierzare. Aceasta este chiar o lecție pentru așteptătorii de astăzi ai revenirii Domnului Hristos. Și este important pentru noi, dragii mei prieteni, să înțelegem că fără rugăciune veniți într-un loc pustiu, la o parte, de vă odihniți. Părtășia dumneavoastră, părtășia mea cu Domnul Hristos, timpul acesta extraordinar de fundamental de rugăciune, dragii mei prieteni, ne va deschide ochii și ne va face să înțelegem valori spirituale a unor versete biblice care le-am citit poate de zeci de ori. Cuvântul lui Dumnezeu este un ocean. Cum e posibil ca de 35 de ani să citesc Scriptura, aceea Scriptură, de fiecare dată când mă împiedic de un verset și aud ecoul mesajului lui Dumnezeu, să descoper că nu știu nimic și că încă sunt mic în fața acestui ocean infinit de cunoaștere care este Biblia și numai Biblia, așa cum spunea Luther. Oricât de mare ar fi imaginația noastră, oricât de extraordinar ar fi abilitatea noastră de a anticipa acest eveniment, nu poate satisface dimensiunea și magnitudinea celei de-a doua reveniri a Domnului Hristos. Intensitatea acestui eveniment n-a fost percepută de nicio cameră de luat vederi niciodată în istoria audiovizualului. Sunetul și vocea, imaginea și expresia prezenței sale e mult mai mult decât cel mai animat film pe care Hollywoodul l-a creat vreodată. Sigur că în contextul Marii Reveniri a Domnului Hristos mai avem câteva file de profeție specificate de Apocalips capitolul 13, de la versetul 13. În providența lui Dumnezeu, Tatăl Ceresc a îngăduit ca cea mai mare operă de amăgire și de contrafacere a revenirii Domnului Hristos să se găsească în acest număr, care se știe că este ezoteric, numărul 13, nu pentru creștini, ci pentru cei supersticioși, Apocalipsa, capitolul 13, versetul 13. Aici există câteva versete care sunt conectate între ele și care ne împărtășesc un singur gând, că marele dușman al lui Dumnezeu dorește să contrafacă revenirea Domnului Iisus Hristos. Zilele trecute mi-a adresat cineva o întrebare pe una dintre platforme și m-a întrebat dacă proiectul Blue Beam la care se lucrează are de a face cu contrafacerea revenirii Domnului Hristos. Și am spus, nu numai proiectul Blue Beam, cred că orice formă de proiect care poate să înșele și să amăgească omenirea va fi folosit, niciun instrument de înșelăciune nu va fi economisit pentru a înșela lumea. Toate elementele care pot să joace un rol în marea decepție, în marea înșelare, chiar și a poporului ales finalmente, opera de contrafacere va fi revenirea Domnului Hristos. Însă Pana Inspirată spune că un singur lucru nu se va putea permite arhiamăgitorului să contrafacă rănile sau urmele cuielor din palmele Domnului Hristos. Aceea este o virtute infinit mult mai mare și onorifică pe care Domnul Hristos o va purta pentru veșnicie,
ca semn al dragostei lui față de tine, așa că arhivrăjmașul nu va putea, nu îi se va permite să contrafacă semnele Domnului Iisus Hristos. Așa că atunci când Domnul Hristos în Matei capitolul 24 ne spunea: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Slăvit să fie Tatăl nostru din ceruri, pentru că ne-a oferit o rețetă atât de simplă de a da la o parte bagnota falsă și a rămâne cu adevărul necompromis. Întorcându-ne la versetele în Apocalips, capitolul 13, versetul 13 în jos, voi continua să citesc aceste versete, după care facem un pic analiza textului. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele care îi se dăduseră să le facă în fața fiarei. Ei au zis locuitorilor pământului să facă o icoană a fiarei care avea rana de sabie și trăia. Dragii mei, am câteva expresii cheie. Povesteam despre faptul că Apocalips capitolul 13 e împărțit în două: istoria Romei și istoria Statelor Unite. Iar concluzia, a treia parte a capitolului, dacă chiar vreți un sfârșitul capitolului 13, nu este altceva decât acțiunea acestei țări puternice numite Statele Unite, care luptă, lucrează pentru a crea o imagine sau o icoană Romei. Asta este finalul, ăsta este sfârșitul. Acum, în contextul acesta, se pare că la ora actuală avem de a face cu o putere atât de despotică, încât se spune că se va pogorî chiar foc din cer. Nimic nu este mai solemn, nimic nu atrage atenția la sursa acestei autorități ca fiind divină, ca eventuala pogorâre a focului din ceruri. S-a întâmplat undeva în timpul lui Ilie, când s-a rugat și Dumnezeu a pogorât foc din cer și a mistuit jertfa. E, se pare că o astfel de contrafacere va avea loc în zilele noastre și, bineînțeles că în contextul în care știința este mama Dumnezeu, la ora actuală în ghilimele sau cu ghilimele de rigoare, nu va fi oprită de nimeni și de nimic să producă fie realitatea unui foc real sau iluzia unui foc care se coboară din ceruri. Dar toate aceste lucruri sunt scrise mai dinainte pentru ca cercetătorul sârguincios, omul rugăciunii, care cercetează Scriptura, așa cum spunea Domnul Hristos, veniți la o parte de vă odihniți puțin într-un loc pustiu, toți acești oameni nu vor fi amăgiți și înșelați. Există un clișeu de istorie foarte trist în una dintre instanțe când cei care aveau slujba preoțească, fie s-au dedat la vin sau de străbălare, au uitat să mai pună ulei în candelă, iar focul candelei s-a stins. Era pe vremea aceea, zic eu, o regulă dumnezeiască, că focul acela avea să fie foc sfânt, nu foc străin. Dar după trezirea din beție, când au realizat că focul s-a stins, au produs ei focul lor ca să aprindă sau să reaprindă cădelnițele. Sfârșitul a fost o dramă pe care cu toții o cunoaștem mai mult sau mai puțin. Să știți că există și un foc străin care n-are nimic de a face cu caracterul lui Dumnezeu. Așa că, atenție, foc din cer a venit pe vremea lui Ilie, foc din cer va veni de data aceasta pentru a justifica dumnezeirea autorității științei pe pământul acesta în vremurile dinaintea revenirii Domnului Hristos. O altă declarație foarte interesantă este amăgea pe locuitorii pământului prin semnele ei. Știți, dragii mei prieteni, noi suntem o societate orientată emoțional și suntem foarte receptivi la ce vedem, ce auzim și ce simțim. Și de aceea, pentru că știința de astăzi cunoaște foarte bine maniera în care creierul uman funcționează, va încerca să speculeze la maxim senzorii noștri emoționali, cei auditivi, cei vizuali și chiar cei care ne creează o stare de bine sau o stare de rău. Când lui Moise i s-a încredințat misiunea de a fi porvocea lui Dumnezeu în fața națiunii egiptene, în procesul acela de
eliberare a poporului evreu din robia egipteană, prima minune pe care Dumnezeu a făcut-o prin toiagul lui Moise era un șarpe. Sigur că magii și lumea științei de atunci spunea, păi ăsta este un trick ieftin, asta este magie ieftină și noi putem să facem același lucru. Și au aruncat toiagele la pământ și toate acele toiage au fost transformate în șerpi. Singura diferență este că șarpele creat de Dumnezeu prin toiagul lui Moise i-a înghițit pe toți ceilalți. Observați, întotdeauna când Dumnezeu dorește să creeze o minune, va exista o contrafacere chiar acolo, lângă ea. Dar Dumnezeu, în mila sa, ne va ajuta să înțelegem cu adevărat care este într-adevăr sursa unui fenomen supranatural. Vine de la Domnul sau vine de la contrapartida care este în dușmănie cu Dumnezeu. Așa că noi va trebui să stăm la lege și la mărturie, căci dacă nu veți vorbi așa, nu va răsări zorile peste poporul acesta. Este Isaia capitolul 8, dacă nu mă înșel. Într-o circumstanță deosebită, în Evanghelia lui Ioan, capitolul 4, versetul 48, ni se spune: dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Adică Mântuitorul vedea că adeseori formele religioase, formele de închinare pe care oamenii le practică, au foarte mult de a face cu ezoterismul. O religie bazată pe fenomene supranaturale, o religie bazată pe fenomene ciudate, toate acestea aveau tendința de a încuraja, întări, stimula credința individului. Dar Domnul Hristos spune că aceea nu este credință, este o religie falsă, acoperită de mister. Iar religia bazată pe credința simplă de copil în Dumnezeu nu are nimic de a face cu elementele care se produc în jurul nostru. În versetele pe care urmează să le împărtășesc cu dumneavoastră, veți vedea că nici o minune autentică nu poate produce convertirea dacă omul nu este dispus să lase inima lui să fie un teren în care Duhul lui Dumnezeu să are pământul inimii noastre. Vă aduceți aminte de momentul de maximă atenție, surprins de Evanghelia lui Ioan, capitolul 11, când Domnul Iisus Hristos produce minunea învierii lui Lazar. Dragii mei prieteni, Iisus învie pe Lazar și totuși oamenii îl pârăsc pe Iisus la autorități. Treaba devine foarte serioasă. Iisus vindecă de COVID. Periculos, nu-i așa? Ba mai mult, nu are nevoie de autopsie să vadă de ce a murit Lazar, că el știe toate bolile și alea care sunt create în laborator. Am auzit cu foarte mare tristețe de sutele și miile de oameni care ar mai fi putut trăi prin harul lui Dumnezeu dacă li s-ar fi oferit o asistență mai bună, mai înțeleaptă, mai cu inimă, mai cu har, mai cu dragoste. Și n-ar fi fost tratați ca pe niște butelii care au fost aruncate undeva în remorca unui tractor. Și îmi dau seama că un Iisus de genul acesta, într-o stare de urgență, în circumstanțele actuale, când cei morți n-au voie să vorbească, iar cei vii n-au voie să pună întrebări, un astfel de Iisus ar deveni foarte incomod și foarte periculos pentru societatea oligarhă în care trăim. Cu permisiunea dumneavoastră și cu toată seriozitatea pe care o am față de cuvânt, voi încerca să fac o analogie sau un paralelism care este destul de periculos pentru vremurile noastre. Iisus îl înviază pe Lazar și totuși această minune nu mișcă inima decât câtorva. Imaginați-vă, dragii mei prieteni, că este periculos astăzi să spui că Iisus are un tratament care poate vindeca orice molimă, orice boală, chiar COVID-ul. Iisus ar deveni într-adevăr o persoană care ar încurca treburile multora pe pământ dacă ar fi fizic printre noi și ar vindeca chiar și această boală, care în mod legal nu poate fi vindecată decât pe o singură cale, respectând protocolul OMS-ului, Organizației Mondiale a Sănătății. Imaginați-vă un Domn Hristos care să-l învie pe un Lazar al secolului 21. Păi asta e treabă serioasă. Să învie Lazar, să învie mortul și să spună mortul cum a fost tratat, pe asta e periculos. E treabă serioasă.
trebuie ajuns la Caiafa. Biblia ne spune, ce vom face? Zice, omul acesta face multe minuni, adică vindecă fără noi, fără să ne ceară nouă permisiunea. Observați, Iisus, marele și adevăratul vindecător. Sigur că fiecare dintre noi are un tată și o mamă, fiecare dintre noi mai avem părinți, cei care mai avem. Sigur că în fața unor astfel de situații ne-am dorit să avem printre noi un Domn Iisus Hristos și nu un oarecare, unicul, adevăratul, neînlocuitul, mântuitor, Fiul lui Dumnezeu, Cel care în condiții de urgență poate să mântuiască, poate să vindece, fără respectarea unor protocoale impuse de o autoritate X sau autoritatea Y. Ceea ce e foarte interesant este că în procesul vindecător pe care Domnul Hristos îl aplica adeseori în viața sa misionară, în cazul leprosului, spune, după ce a fost vindecat, i s-a spus, du-te și te arată preoților ca ei să valideze sau să certifice că tu într-adevăr ești vindecat de lepră. Dacă te duci și le spui că Iisus m-a vindecat de lepră, ei nu vor recunoaște treaba asta niciodată și nu vor licenția certificatul tău de liberare din carantină pentru că ei mă urăsc pe mine, omule, ai înțeles? Deci eu astăzi te vindec nu numai de lepra trupului, dar te vindec și de lepra păcatului. Și ca să devii un om liber, să te întorci înapoi la familia ta, o familie care în secolul 20 nici nu mai are valoare, nu-i așa? Soțul, soția, copiii, părinți, copii, relația aceasta este distrusă, persecutată, agresată prin orice formă de lege și context la nivel internațional. Domnul Hristos valorifica absența leprosului din viața lui de familie și dorea ca acesta să meargă înapoi, să bucure pe soția care era singură și copilașii care rămăseseră acasă. S-a dus, s-a arătat preotului în templu și a zâmbit în barbai și preotul a întrebat, cine te-a vindecat? Pentru un moment omul a fost discret. În vremurile Domnului Hristos, preotul era și cel care hotăra dacă omul s-a vindecat, deci era și un pic de doctoraș. Așa că preotul slash doctor i-a spus leprosului, da, autentific, certific faptul că nu mai ești lepros, du-te înapoi la tine acasă. Dar pe drum săracul, în entuziasmul său pentru Domnul Hristos, a spus, cum aș putea să tac? Cum aș putea să fac o astfel de crimă, de infamie, să nu pronunț eu numele vindecătorului meu? Cert este că în entuziasmul său, neascultând de sfatul Domnului Iisus Hristos, acesta, leprosul vindecat, avea să obstrucționeze lucrarea Mântuitorului pentru o vreme în zona aceea în care, bineînțeles, preotul slash doctorașul avea să impună un embargo al prezenței Domnului Hristos în zonă. N-ai voie să vii pe aici să mai vindeci și pe la noi. Din nou, la învierea lui Lazar. Observați, dragii mei prieteni, cât de mare diferența ar fi dacă Domnul Iisus Hristos ar fi respectat sau creditat ca să devină șeful celulei de criză în situația de urgență globală. Credeți dumneavoastră că cineva i-ar da Domnului Iisus Hristos această autoritate să îi se spună, da, vindecă-i pe toți oamenii, salvează-i pe toți, mântuiește-i pe toți, că noi vrem ca toți să trăiască, numai fă bine să nu distrugă planeta. Că asta este marea îngrijorare la ora actuală, dragii mei. Dacă lăsăm așa, toți vor crede în el. Asta era marea durere. Era vorba de shiftul sau transferul de influență, de credibilitate a unei preoții corupte, a unei științe corupte, ca și astăzi și atunci, către un om, un demnitar, care nu este votat de niciun partid politic. Domnul Hristos a fost în slujba omenirii și a făcut toată munca sa de voluntariat în a-i ajuta pe oameni, în a le sluji, în suferință și necaz. Și nu era un om oarecare. Domnul Hristos era cel mai mare. Și ca să ne arate ce înseamnă caracter de Dumnezeu, El însuși, Iisus, s-a făcut cel mai mic. Cum să nu fiu eu
și dumneavoastră îndrăgostiți de un astfel de mântuitor ca Domnul nostru Iisus Hristos. Și apoi, reîntorcându-ne la titlul subiectului nostru, dacă aceasta îi se face copacului verde, Iisus Hristos, Marele Vindecător, ce îi se va face oare celui uscat? Dacă Domnul Iisus Hristos a fost tratat așa cum a fost tratat, dragii mei prieteni, după o viață de dedicare, de abnegare, de consacrare, oare ce ni se va face nouă, urmașilor Lui, dacă suntem, evident, cu trup și suflet sinceri, urmași ai Domnului Hristos? O întrebare profundă pentru această seară, o întrebare extraordinară. Dacă aceasta îi se face copacului verde, ce îi se va face celui uscat? Și bineînțeles că, cercetându-mă pe mine în lumina cuvântului Dumnezeu, mă gândesc, Doamne, sunt încă eu un copac verde? Îmi trag eu seva, viața, chiar viața mea spirituală, din tine? Sau sunt deconectat de tine? Stau eu suficient de mult în rugăciune ca să-mi trag acea sevă dătătoare de viață din dragostea ta? Sau am devenit un copac uscat? E o întrebare care este profundă, dragii mei prieteni, și am încredere în Dumnezeu că în această seară ne va cerceta și Duhul Său Sfânt ne va binecuvânta cu înțelepciunea unui răspuns care vine de la El. Dacă îl lăsăm așa, spunea Caiafa, toți vor crede în El și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Dragii mei prieteni, păi tocmai asta era soluția Domnului Hristos. Dacă poporul evreu l-ar fi primit, dacă poporul evreu l-ar fi acceptat pe Domnul Hristos ca rege al lor, romanii ar fi avut o altă istorie, romanii ar fi schimbat destinul națiunilor, romanii s-ar fi retras din Israel, iar Israelul ar fi devenit, Ierusalimul prin excelență, ar fi devenit capitala pentru evangelizarea întregii lumi. Dar alegerea politică a unor oameni religioși au impactat fatal destinul unei națiuni finalmente. Unul din semnele extraordinare care confirmă că Domnul Hristos e mai aproape ca oricând este o știre care vă prezint pe slide acum de la NPR, este un post de radio democrat, pro-marxist, socialist, susținător al actualului președinte, care face o declarație care cel puțin m-a surprins. Oamenii de știință americani împreună cu oamenii de știință chinezi au produs pentru prima oară un embrion între un cimpanzeu și un om. Motivația pentru care oamenii de știință americani împreună cu cei chinezi au avut-o pentru crearea acestui embrion de combinație om-cimpanzeu este transplantul de organe. Se spune că cererea pe piață de transplant de organe pentru oameni este atât de mare încât va trebui să creăm o microspecie. Așa că, dragii mei prieteni, dincolo de etică și estetică, gândiți-vă la ceea ce ne așteaptă în viitor. Așa cum au făcut antediluvienii pe vremuri, au amalgamat rasele de animale și animale cu oameni, tot același lucru vor să facă oamenii de astăzi în știință. E rugăciunea mea fierbinte să mergem într-un loc pustiu și să ne odihnim puțin în rugăciune, în studierea Cuvântului Dumnezeu, să rugăm pe Tatăl nostru din cerul și pe Domnul nostru Iisus Hristos să vină și să ne ducă acasă. Dragii mei, înainte de a vă spune o noapte bună și de a vă ura din nou un sabat binecuvântat, aș dori să vă invit la un moment de rugăciune. Iubitule Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim că ne iubești, îți mulțumim pentru harul zilei de astăzi, te rugăm să ne binecuvântezi, să ne dai putere și credință, iartă-ne păcatele, iubite Tată, și în suferința și în deznădejdea noastră întărește-ne și încurajează-ne. În numele și în meritele lui Iisus, mă rog pentru cei care sunt pe calea undelor, pentru cei descurajați, năcăjiți și năpăstuiți, te rugăm, Tată, binecuvântează Tu, liniștește Tu și ajută-ne ca să ne hrănim din viața Ta, ca să putem fi numiți și noi urmași ai Marelui copac verde. Pentru toate îți mulțumim în numele lui Iisus. Amin.